Locuitorii cartierului Teatrul de Vară au primit marți după amiază vizita candidatului USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, omul de afaceri Nicolae Florian. Deși suntem în prag de iarnă, iar la lăsarea serii vremea nu mai permite ieșirile în aer liber, locuitorii străzilor din zonă au fost receptivi și au petrecut minute bune alături de cel care vrea să le reprezinte interesele în Parlament. Oamenii spun că de mult își dorea un deputat, cu adevărat giurgiuvean, care să se zbată pentru Giurgiu, mai ales că Nicolae Florian este recunoscut pentru realizările sale. Sărmâna, Florian mă numesc. Da. Eu candidat la funcția de deputat. Cu cea mai mare plăcere venim la vot și vă votăm. Trebuie să fim uniți, că dacă nu suntem uniți... Și în forță. Nu pot, domnul Barbu. Trebuie să fim uniți până la capăt. Normal, da. Gata, sărmâna. Mă cunoașteți? Da, v-am pus în geam. Da? Să fiți sănătoase. Da, mulțumesc. Să ieșim la vot. Florian mă numesc. Eu, candidat la funcția de deputat, am vrut să mă cunoașteți, să vă asigur că sunt alături de Giurgiu și lângă nevoile dumneavoastră. Să ieșiți la vot. Da. Pentru că ne pasă. Trebuie să iasă o să le-o, doamnă. Da. Să rămână. Să rămână la vot. Păi trebuie să începem. Să ne trăiți. Respect. Să sănătos. Să ne trăiți. Să dea Dumnezeu numai bucurii la toată lumea. Să avem mai bine. Să facem ceva. Avem nevoie. Și de bucurii și de... E mică lumea, dar nu mai avem timp material să mai trecem unii pe alții. Se face timp. Are Dumnezeu grijă. Doamne ajută, Doamne ajută. Eu candidez pentru funcția de deputat. Al nostru sunteți. Să rămână, vă apuc. Cartierul nostru e al dumneavoastră. Să rămână. Așa cum a fost cu domnul Barbu. Să rămână. Ne apucăm și să facem... Ne apucăm să facem și curățenie acum la Teatrul de Vară. Fiți convins că suntem toți alături de voi. Să rămână, vă apuc, cu drag, să rămână. Teatrul București pentru ce poate să stea acolo lângă părinți. E adevărat. Asta avem și noi. De muncă, să știți că vrem să muncim, suntem oameni de țară și știm ce e greu. De ce să nu ne iau? Deci asta trebuie să facem schimbarea până la capăt acum și o să reușim. Votare, dar dacă nu se face nicio schimbare, noi ce să putem să facem? Trebuie să facem schimbarea până la capăt. Schimbarea și aia avem de ce pe deputat și deputat pe primar. Sănătate! Mulțumesc, să fiți alături de noi, să putem să reușim, da? Să veniți alături de mine să mă ajutați să mă dați. Să trăiți. Încerc să fac și o parte bine. Și fiindcă vorbim de cartierul Teatrul de Vară, locuitorii de aici beneficiază, grație omului de afaceri Nicolae Florian, de un pridvor al Bisericii Sfântul Andrei, ridicat din temelii de lucrătorii grupului de firme Nova Force, al cărui administrator este. Vă mulțumim pentru bisericuța de aici care ne-ați mărit-o. Să vă fie de folos. Să vă fie de folos. Să facă și curățenie în jurul Teatrului de Vară acolo. Se va rezolva maximum o săptămână. Dânsul e cel care a făcut și a renovat biserica de aici. Da. Și vă așteptăm la vot. Pentru că merită, e giurgiuvean de-al nostru și va face numai lucruri bune pentru noi. Să facă, domnule, pentru tinere, pentru mine numai. Și pentru dumneavoastră. Eu sunt giurgiuvean. Da? Da. Și am făcut atâta amprentă de clădiri la Giurgiu, încât n-am unde să mă duc, chiar dacă vreau să fug, n-am unde. Am făcut, uite, și bisericuța noastră. O dată, doi. Nu mă duc acolo cu alte interese. Pe mine mă interesează să stau pe scaun la Parlament. Pe mine mă interesează să mă duc să-l ajut pe Barbu, să aducem fonduri încoace la Giurgiu, să dezvoltăm orașul. Știm că și domn Barbu e om. Și, păi, asta este, asta locuri e de muncă. Și nu numai locuri de muncă. Trebuie să facem schimbarea până la capăt acum. Păi vreau să l-ați dezvoltat de scurt. Trebuie să facem cât mai mult. Știți de ce? Pentru că dacă nu ne pasă, eu stau deoparte liniștit, atunci o să numească cineva. Cineva trebuie să fie parlamentar. Pentru tinere, pentru tot. Da. Să ne mai mărească și nouă pensiile, corect, care avem mici. Asta trebuie să facem. O să citiți programul de guvernare și o să vedeți că o să propunem... De la noi, de la familia noastră, e 3 voturi. Propunem în momentul în care rata inflației crește peste 500 să-i bagă și un punct
la pensii și așa mai departe, da? Deci o să apară indexări, dar asta înseamnă, o să urmeze după alegeri, că până la alegeri știți cum este. Mesajul transmis de candidatul USL Nicolae Florian celor care vor să se prezinte la urne pe 9 decembrie este clar și ușor de înțeles. Giurgiu are nevoie de sprijin real din partea celor care vor ajunge în Parlament. Trebuie sprijinit mediul de afaceri, încurajați investitorii să bată la porțile orașului și trebuie ajutată municipalitatea pentru dezvoltarea unor proiecte ce pot scoate Giurgiu de pe lista neagră a orașelor fără perspectivă.